Salut! În episodul de astăzi vreau să vă arăt o problemă ce mi-a apărut pe Focus la manșonul ăsta de la schimbător. Pur și simplu s-a desprins de acolo și pentru că cred că s-a rupt plasticul ăsta care trebuia să-l țină. Iar în episodul de astăzi o să încerc să-l desfac și să încerc să îl recondiționez cumva dacă o să pot, iar dacă nu o să reușesc sau soluția pe care o să o găsesc, pentru că încă nu am găsit-o, nu o să funcționeze pe o perioadă lungă, atunci voi fi nevoit să cumpăr un alt manșon, dar aș prefera să-l țin pe ăsta pentru că este unul original. Și hai să vedem cum se dă jos. N-am mai făcut chestia asta până acum, nu am dat jos, dar teoretic ar trebui să, printre altele, să ridic chestia asta în sus. Levierele astea sunt minunate când vine vorba de desfăcut bucăți de plastic de prinăuntru din mașină la casetofon sau fețe de ușă, uite chestii de astea. Vă las link-ul în descriere de la magazinul de unde l-am luat. Am dat jos chestia asta, normal manșonul ăsta trebuie să fie prins cu ajutorul plasticilor respective de ornamentul ăsta. Și acum, teoretic, ăsta ar trebui să se deșurubeze. Sper să și meargă. A pornit chiar destul de ușor. Mă așteptam să fie ceva mai greu. Pentru că, teoretic, sunt înfiletate. Așa. Ok. Acum am văzut cum arată timoneria și tot înăuntru. Pentru că, sincer, n-am mai desfăcut niciodată. Cu ocazia asta, eu o să și curăț pe aici. Și o să dau cu un spray siliconic, deși ar fi bună o vaselină siliconică, dar nu am. Ok, hai să vedem ce reușesc să fac. Hai să vedeți cum arată și aici înăuntru. Deci nu cred că s-a văzut pe filmare. Eu ziceam că la elementele astea în mișcare o să trebuiască să dau cu niște spray siliconic, deși ideal ar fi să pun niște vaselină siliconică, nu am și eventual când o să am o să pun un pic de vaselină. Cam așa arată. Problema la asta e că plasticul este rupt de aici și mai de aici. Acum nu știu ce să fac, să încerc să lipesc sau să caut un mod de a prinde manșonul pe ornamentul ăsta. Nu știu dacă e o idee tocmai strălucită, o să mă gândesc. Vedeți, aici unde trec capsele astea a început să crape. Aici la fel, tot de la o capsă de asta s-a crăpat. Pe colț la fel, de la capsă. Și aici tot la fel, unde este capsa s-a crăpat. Bineînțeles, mai există crăpături și pe la capsele astea. Eu o să încerc să lipesc fără să stric mușama-o asta, dacă se poate, încerc. Și o să-l pun sus, dar totuși cred că îmi voi cumpăra altul. Eu o să încerc, în prima fază, cu un pistol de lipit. Și nu am unul de lipit plastic, ci pur și simplu pistol de lipit normal, clasic, de lipit un LEDcon, să le punctez cât să rămână la loc și pe urmă să întăresc lipiturile astea și să le armez cu niște metal. Și cam asta e strategia mea. Cât o să-mi iasă, nu știu, eu încerc. Am mai lipit plastice, unele cu succes, altele cu mai puțin succes. Ideea e că am mai făcut chestia asta. Nu știu cât o să meargă aici, adică pe termen lung cât o să țină. Pentru că de lipit se lipesc, dar având în vedere că atunci când schimbi viteza, manșonul ăsta se mișcă,
Nu știu dacă e o soluție pe termen lung, dar eu încerc, că nu mă costă absolut nimic. Ok, și unde mai avem? Aici. Așa. Nu e ceva ce să încercați voi acasă. Vă puteți arde, puteți strica chestia asta. Eu, dacă o fac, o fac pe propria răspundere. Ok, stai să văd unde mai am. Aici mai este o crăpătură. Să încerc să o prind și pe ea. Deci, momentan, am întărit toate crăpăturile. Acum urmează să caut ceva de fier ca să armez plasticul, dar mai întâi eu o să le iau pe fiecare în parte și o să le fac la modul fin, adică să fie lipite bine, bine. Locurile care necesită un pic de reconstrucție, deci unde am intrat cu pistolul ca să pot prinde și acum este gaură, acele locuri o să le umplu, am luat o bridă de asta, un șoricel de asta, sau cum mi se spune, și pur și simplu topesc cu aparatul de lipit și umplu acele găuri. Astfel încât să sperăm că vor fi mai trainice, iar ceea ce fac eu aici va ține, cel puțin o perioadă. În zonele unde sunt aceste crăpături o să iau capse, precum e asta de aici, așa. Pur și simplu, sunt capse cu care se capsează hârtia. O să le pun peste crăpătură, într-o parte și în cealaltă, astfel încât să prindă crăpătura undeva la mijloc, aproximativ. Așa, nu știu dacă vedeți, dar cu siguranță ați înțeles voi care e ideea. Și o să îngrop capsele astea în material, în plastic. Astfel o să întărească toată structura, o să fie practic ca și o armătură pentru plastic și o să țină mai bine și o să prevină ca plasticul să se crape din nou acolo unde a fost crepat. Bine, adevărul e că nici nu garantează că plasticul nu va mai crepa, dar e totuși ceva în plus, e o protecție în plus. E mai bine decât să lași plasticul doar sudat, cum am făcut până acum. L-am sudat și l-am lăsat așa cum este. Dar, deci, hai să vedem dacă se vede. Nu știu dacă o să focalizeze bine. Ideea e că aici a fost crăpătura și peste crăpături am băgat capsa respectivă. O să o îngrop mai bine înăuntru un plastic și asta o să mă întărească. Nu o să mai fie un punct chiar atât de slab aici. Am reușit să sudez fără să afectez mușamaua nici într-un fel. Totuși, aici sunt semne de uzură cauzate de ani și de numărul de kilometri. Deci, cu timpul o să trebuiască să mă gândesc să mă achiziționez una. Ce intenționez să fac, nu știu dacă o să ajute, e să dau și un fir de silicon la cald pe deasupra, în speranța că o să mai întărească puțin toată zona, toată situația.
deși nu am nicio certitudine că lucrul ăsta va funcționa sau că ajută în vreun fel. Nici nu mă costă nimic. Nu știu cu cât ajută siliconul ăsta pe care l-am pus eu aici. Cu siguranță nu încurcă cu nimic. S-a întărit. Parcă a mai întărit și el toată structura. Și eu o să încerc să o bag cu grijă. Încerc să nu o rup, să nu o crăp așa din prima și să o bag la locul ei. Pare că am băgat-o prea rapid dintr-o parte. Așa. Sper să încerc să nu să o bag la loc fără să crap nimic pe aici. Așa. Important e să aduc clemele astea aici, peste, care să țină manșonul la locul lui. Ideea e că am și cleme care sunt rupte, ceea ce nu e de foarte mare ajutor. Totuși, dacă vedeți aici cum s-a deformat plasticul, pentru că nu mai a putut fi sudat drept, aici o să rămână un pic de spațiu, de aceea încă o dată mă repet, o să trebuiască să-mi cumpăr un manșon nou. Bun, acum o să încerc să pun totul la loc. Deci, pare stabilă, hai să o înfiletăm. Cred că așa e ok. Asta trebuie să vină în față. Iar asta să capseze. Ok, a capsat. O să vedem. A întâia, a doua, a treia, a patra, a cincea și manșaler. Pare ok. Așa arată de aproape. Vedeți? Acum nu se cunoaște așa de tare, dar aici a rămas un pic de gol, pentru că de aici a fost crăpat plasticul pe vreo 3 locuri, iar atunci când eu l-am lipit, el având spațiu în, acolo unde s-a crăpat, s-a format și un pic de spațiu. Și automat el a devenit mai scurt. Devenind mai scurt, a făcut burtă aici pe interior, dar nu se cunoaște, pentru că manșonul chiar arată mai bine decât mă așteptam. Dacă te uiți așa de sus, nu se vede, doar dacă vii să privești în detaliu, să observi că acolo este un pic de spațiu. În rest, este totul absolut perfect. Na, până ce o să-mi cumpăr alt manșon, o să-l folosesc pe ăsta. O să vedem cât o să țină. Dacă nu o să țină, o să vă țin la curent. Ideea e că atât am putut face, atât am făcut. Sunt curios cum ați fi procedat voi în locul meu, ce ați fi făcut. Asta e soluția la care m-am gândit eu. Acum nu înseamnă că e cea mai bună. Ne vedem data viitoare.